Dacă recunoștința și dragostea față de și noștri se mărturisesc prin neuitare și purtare în rugăciune, astăzi, la împlinirea a 127 de ani de la trecerea la cele veșnice, ne aducem aminte de cel care a fost considerat primul prozator modern al Bucovinei, părintele Iraclie Porumbescu. Vrednic slujitor al Bisericii lui Hristos și tatăl renumitului compozitor Ciprian Porumbescu, preotul Iraclie s-a remarcat prin contribuția pe care a adus-o literaturii din Țara Fagilor, scrierile sale evocând sufletul statului bucovinean, dar și prin împlinirea misiunii pastorale pe care a desăvârșit-o prin nesfârșita dragoste de țară și de neam. Iraclie Porumbescu se numără printre oamenii de cultură care și-au dedicat viața apărării și promovării valorilor culturale și tradiționale românești. S-a născut în data de 9 martie 1823 în localitatea Sucevița, aflată în acea vreme în Ducatul Bucovinei, în familia Golembiovski, țărani români evlavioși. Tatăl, Atanasie, a fost pălimar la biserică și apoi, în 1840, vornic al satului voievodal Sucevița. Varvara, mama micului Iraclie, Grav bolnav la vârsta de 2 ani, a înălțat rugăciuni către Maica Domnului pentru vindecarea fiului și, drept mulțumire, l-a închinat pe acesta născătoarei de Dumnezeu. Ulterior a fost încredințat gumenului mănăstirii Sucevița de la acea vreme, Arhimandritul Ghenadie Platenchi, care s-a ocupat de educația lui. După mutarea dascălului la Putna, Iraclie și-a urmat povățăitorul, deslușind în ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare tainele scrisului și ale cititului, descoperind și muzica psaltică. Al doilea mare dascăl, alături de care și-a întărit dragostea de patrie și a desprins întrebuințarea cu maestrie a limbii române, a fost profesorul Aron Pumnul, pe care l-a întâlnit la Cernăuți. După finalizarea cursurilor de la Liov și Cernăuți, ca urmare a întâlnirilor cu unele personalități de seamă ale vremii în casa familiei Hurmuzaki, tânărul Iraclie a scris poezii patriotice, s-a ocupat de culegerea unor materiale muzicale din Bucovina, iar apoi a alcătuit la rândul său creații folclorice. Între cei care l-au încurajat să descopere comorile lingvistice și melodice specifice zonei, s-a numărat și poetul Vasile Alexandri. Pentru activitatea sa, Iraclie a fost considerat de o parte dintre istoricii și criticii literari drept un ungreangă al Bucovinei. De la 20 august 1850 s-a căsătorit în Biserica Voievodală din Volovăț cu Emilia Clodinski din satul Voievodeasa, alături de care a avut 9 copii. Numai trei dintre aceștia au trecut la vârsta adolescenței, Ștefan, Ciprian și Maria. În luna septembrie a aceluiași an a primit hirotonia într-un preot pe seama parohiei și potele Sucevei, localitatea aflată astăzi în Ucraina. Păstorind această comunitate între anii 1850-1857, și 1859-1865. A slujit la Boian din 1857 până în 1859 și la Stupca între 1865 și 1884, loc în care a cunoscut numeroase bucurii, dar și pierderi. Atât soția Emilia, cât și fiul mult iubit Ciprian, au trecut la cele veșnice în anul 1876, respectiv 1883. Din anul 1884 a fost preotul satului Frătăuții Noi până în anul 1896, când în data de 13 februarie a trecut la domnul la aproape 73 de ani.